Este ora 20, bună seara, bun găsit, urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. În această seară vom discuta cu un invitat special, antreprenorul Gabriel Mateiu. Dar până la discuția cu invitatul meu, vă prezint agenda de business. Deschidem agenda de business cu o premieră extrem de rară la nivel politic european și vă spun că săptămâna trecută președintele României, Klaus Iohannis, a participat la Bruxelles la inițiativa președintelui Comisiei Europene în cadrul celui mai important for decizional. Prezența președintelui la acest eveniment vine în contextul în care țara noastră va prelua la 1 ianuarie 2019 în premieră președinția Consiliului Uniunii Europene, iar la 9 mai 2019 va deveni primul stat ce va găzdui o reuniune a șefilor de stat și de guvern chiar de Ziua Europei. Continuăm cu un alt șef de stat și vă spun că președintele Cehiei, Miloš Zeman, a câștigat un nou mandat în urma celui de-al doilea tur al alegerilor pentru funcția de șef de stat, potrivit agenției Reuters. Zeman a obținut o victorie strânsă în fața independentului Irgi Drahoș, academician și nou intrat în politică. Șeful statului este și un influent lider de opinie și își reprezintă țara pe plan extern, un rol pe care Zeman l-a folosit pentru a intensifica relațiile cu Rusia și China. Trecem acum la un eveniment ce va avea loc în perioada 29-30 martie în cadrul hotelului Marriott din București. Vorbim despre PR Forum, eveniment adresat specialiștilor în relații publice și comunicare, specialiști care doresc să afle informații esențiale despre transformările prin care trece industria de comunicare. Agenda de business se încheie aici, dar în câteva clipe Gabriel Mateiu va fi prezent alături de noi să-i aflăm povestea de business. Iar acum a venit momentul să stăm de vorbă cu invitatul din această seară, domnul Gabriel Mateiu, director general Rives. Este invitatul meu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitația din această seară. Ne-am dorit o schimbare, ne-am dorit lumină și culoare, așa că ați venit aici cu Rives pentru a ne demonstra puțin mai târziu ce înseamnă lumina pe care o aduce brandul dumneavoastră. Înseamnă culoare, înseamnă textură. Înseamnă un stil, înseamnă altceva decât ai fost obișnuit până acum. Ce este Rives și de unde provine? Rives aș denumi o afacere de familie de 4 generații. Asta înseamnă că vorbim de 4 generații de calitate, 4 generații de dezvoltare. Este o afacere din Italia, deci este un producător de vopseluri decorative din Italia. Și cum anume ați venit noastră în contact cu această companie și de ce culoare, de ce până la urmă vopsea decorativă? Pentru că în urmă cu 2 ani, deci 2016, m-am întors în România după un periplu și atunci încercând să deschid ceva, ceea ce știam că pot să fac, m-am gândit la vopsea, vopsea decorativă. Deci undeva după 10 ani de Spania, de vopsea decorativă, am venit în România. A, deci dumneavoastră ați mai lucrat cu această vopsea decorativă timp de 10 ani în Spania? Da. Și deci, v-ați gândit că ar fi momentul să intrați în business? Cu același lucru. Cu același lucru. Da. Deci am venit în România, am încercat să găsesc și am găsit distribuitori de vopseluri decorative, doar că prețurile lor erau undeva sus. Ce să mai adăugam manoperă, deja eram undeva inaccesibil. Atunci căutare pe Google și mi-a atras atenția Rives. Vis-a-vis de video, sunt singurii care oferă video demonstrativ cu date tehnice și aplicare, ceea ce nimeni alții nu oferă. După aceea am luat contact cu ei, am vorbit cu ei, din parteneri mi-au devenit prieteni și atunci i-am adus în România, ceea ce sunt foarte fericit pentru acest lucru. Vorbim despre o fabrică cu o tradiție de peste 40 de ani, după cum bine știm, pentru că noi am fost la dumneavoastră în showroom, am realizat și un material pe care o să-l vedem puțin mai târziu. O fabrică certificată la nivel înalt și la nivel internațional, de care dumneavoastră ați aflat în perioada în care lucrați în Spania? Nu. În Spania știam alte lucruri, vorbeam de Osaka, erau alte firme pe atunci, de vorbim de acum 15 ani. Pe atunci începea Stucco să se reliefeze ca și un produs, ceea ce l-am adus și noi și este un produs încă foarte căutat. După aceea urma 5 ani de Danemarca, care în Danemarca se vopsește doar în alb, specific danez. Și după aceea am venit în România, deci Rivesul l-am cunoscut abia aici, în România. Dintr-o necesitate, pentru că dumneavoastră nu aveați de unde să importați la un preț corect raportat la ceea ce oferă exact acest brand. Exact. Uh-huh. În regulă, ați luat contact cu cu această firmă? Exact, am vorbit cu ei, am fost în Italia, am văzut fabrica,
Deci din colaboratori mi-au devenit prieteni și atunci hai să vedem ce facem. Deci interesant, ei nu erau, deci nu aveau export, nu erau în afara Italiei, de asta nici nu au fost cunoscuți. Deci să înțeleg că România este singura țară externă. Este prima, este prima, dar urmată de Ceoslovacia, Turcia, adică te-am înțeles... După ce dumneavoastră exact, ați făcut acest deci pas. Mine. Să înțeleg că au fost oameni sau următorilor clienți care totuși au văzut la dumneavoastră și ulterior au dat mai departe, au dus și în țările lor acest brand. Nu mi-aș atribui acest merit. Nu știu dacă din cauza mea, dar doar a fost ca o provocare. Ok, hai să facem în România și probabil de ce România și nu altceva? Exact. Și de aici probabil că a fost și deschiderea lor pentru alte țări. Cum se face efectiv lucrarea? Dumneavoastră împreună cu arhitectul vedeți spațiul pe care urmează să-l decorați, practic, și abia apoi vă puneți la comun cu dorința clientului și cu dorința celuilalt specialist și ulterior veniți cu culoarea și totodată forma, pentru că vom vedea puțin mai târziu că sunt foarte multe tipologii de astfel de vopsea decorativă. Deci, care este procedeul? Vă sună clientul? Diferă de la caz la caz. Deci, în majoritatea cazurilor, clienții care vin știu deja ce vor. Adică ne văd site-ul rives.ro, își aleg culoarea, cu toate că avem surpriza de multe ori atunci când vin în showroom să vadă aplicat și zice ok, am venit pentru ăsta, dar îmi place ăsta mai mult și atunci optează pentru ăsta. Desigur, în colaborare cu arhitecții și cu designerii găsim un numitor comun vis-a-vis de culoare, vis-a-vis de locul în care vrea să-l pună în așa fel, deci vopselurile fiind, zicem, tridimensionale, deci cu textură mare, facilită 3D. Atunci avem nevoie de o sursă de lumină ca să pună în lumină foarte, să scoată în relief profilul. Ce am remarcat la activitatea dumneavoastră este că decurați un singur perete dintr-o încăpere. De ce doar unul? Îl numim perete de contrast. Desigur, nu întotdeauna se rezumă doar la un perete, chiar ultimele lucrări au fost 3 pereți dintr-o cameră. Dar de obicei încercăm să reliefăm ceva. Deci intri în cameră, nu e totul alb, atunci un perete deja schimbă contextul camerei și al atmosferii. Cât durează execuția acestei vopsele sau acestui perete, că până la urmă doar un perete de anumiți metri pătrați? Dacă aș spune 3 zile, ar părea foarte mult, dar ține foarte mult de un stadiu de aplicare. Adică sunt două, o să vorbim mai târziu despre cele două categorii de vopseluri. Deci dacă ar fi să rezumăm, mergem în prima zi și punem amorsă, avem amorsă specială cu care o recomandăm și lucrăm. Și după aceea, a doua zi, după ce se usucă, a doua zi, dacă vorbim de cele pensulate, în care se aplică cu pensula și se dă o tentă anume, și la câteva ore a doua mână, deci terminăm în a doua zi. Dacă sunt cele grosiere, în a doua zi aplicăm materialul grosier, a treia zi deja îi dăm culoarea. Dar asta înseamnă ore, nu înseamnă 3 zile consecutiv. Deci... Sunt niște etape pe care trebuie să le faceți în zile diferite. De ce? Pentru că mă gândesc că fiecare pas are un anume tip de uscare și... Exact. Altfel nu ați obține rezultatul optim. Exact așa. Deci haideți să detaliem puțin mai pe înțelesul tuturor. Înainte de a aplica efectiv materialul acesta colorat, noastră veniți cu un glet neutru, de culoare albă sau cum? Deci prima dată se aplică o amorsă. La amorsa noastră se numește preludiu. Această amorsă o aplicăm pe lemn, poate fi aplicată pe strat de lemn, poate să fie aplicată, o să vă arăt mai târziu, și în baie, deci pe sticlă, pe faianță. Deci are o aderență foarte puternică. Deci ăsta este primul pas. După aceea, la câteva ore, dacă este cald, 5-6 ore, putem aplica stradul pensulat sau putem aplica cel grosier. Deci este vorba de un glet care se aplică cu o gletieră și se dă forma respectivă. Și de aici și denumirea de piatră spartă, de zen, de ciment și de altele. Sunt multe care se pot face cu materialul respectiv. Și după 24 de ore, după aplicarea acestui glet, când se usucă foarte bine, putem aplica culoare. Care poate să fie și aici, două, strat? Trei. Da, și adică aici se mai vine și cu un finish, un lac, dacă vreți, ulterior, peste ceea ce ați aplicat, în general, și denumită culoare fiind. În general, nu. Dar dacă vorbim de un finish deosebit, chiar acum, anul acesta, o să promovăm un produs care îl putem aplica în zona direct de duș. Deci în zona direct contact cu apă. Deci înțeleg că au și anumite proprietăți, se reziste la temperaturi, la îngheț, exact, la apă, la, eu știu, în funcție de situație. Ultraviolete și tot ce ține de contact. Și unde se testează aceste proprietăți? În fabrica din Italia? Exact. Deci dumneavoastră când vin la pachet deja știți că au anumite aspecte. Deci vin cu toate certificatele, cu tot ce înseamnă atestările și se poate demonstra oricând.
Și tot în showroom-ul dumneavoastră am văzut și ustensilele cu care noastră lucrați. Înțeleg că le importați la pachet, tot de la firma Rives din Italia? Nu este de la firma Rives, este o altă firmă, Zenith. Ei sunt producători de ustensile, de pensule, deci noi folosim foarte mult pensule lucrate manual. Deci noi nu suntem distribuitorii lor, dar cumpărăm de la ei și facem pachete de promovare, adică în cursurile care le promovăm, pentru că o să vorbim despre asta poate mai târziu, că oferim cursuri de specialitate, deci oferim material. Revenim la acest aspect și vreau să insistăm un pic, deci oferiți cursuri, de ce? Pentru că e un procedeu care se învață greu? Nu se învață greu, e doar tehnică de aplicare. Fiecare producător își are o tehnică anume de aplicare. Chiar dacă ne intersectăm în produsele noastre ca și aplicatori, își are un fel anume de a fi aplicat și un timp anume de a fi lăsat și de a fi lucrat materialul respectiv. Nu că ar fi ceva greu de învățat. Chiar un novice, unul care nu știe, vrea să învețe de prima dată, trece prin acest procedeu și după deci în cele trei zile, la finalul absolut, lor, absolut. Oricine va ști. Exact. Asta pentru un model, că mă gândesc că diferă complexitatea de la caz la caz. Deci cursurile pe care noi le propunem durează 2 zile. Uh-huh. În aceste 2 zile trecem prin toate produsele noastre. Deci aveți noastre. Niște ateliere practice? Exact. Pe care le țineți la dumneavoastră în showroom sau cum? Deci pot să fie la noi în showroom, pot să fie în țară sau pot să fie la... Deci mergem pe ideea în care promovăm cei care, dezvoltatorii de imobile, ca să iasă mult mai ieftin producția, deci aplicarea în apartamentele lor, atunci putem să mergem la ei și să instruim 2-3 zugravi din echipa lui. Mă întorc la costurile pe care le presupune pentru client, da, acest perete decorativ și vreau să vă întreb cât costă, de la cât pornesc și până unde ar ajunge. Diferă foarte mult de metri pătrați și de adică intensitatea culorii. Adică pe metru pătrat, care da. Este prețul unitar? Discutăm undeva de la 60-70 de lei pe metru pătrat până la 150-160 de lei pe metru pătrat, dar asta include material manoperă. De asemenea, vreau să-mi spuneți care sunt clienții dumneavoastră, dacă sunt, de exemplu, persoane fizice care își doresc efectiv amenajarea spațiului în care locuiesc sau dacă sunt, eu știu, companii care dezvoltă case și apoi le vând sau cum anume interacționați cu clientul. De obicei sunt clienți finali care ne găsesc pe site, le place, coboară culoarea, pentru că în site-ul nostru se poate vedea produsul. Pe www.rives.ro se poate vedea produsul, se poate coborâ catalogul de culoare, de unde își alege culoarea și atunci ei știu în marea majoritate despre ce este vorba. Avem și clienți care vin și nu știu și atunci îi sfătuim. Deci sunt clienții finali. Mai avem clienți, să spunem comercial, baruri, restaurante, hoteluri, spa-uri. Dar deci, care sunt totuși preferințele dumneavoastră? Vă place să lucrați mai bine pentru omul care locuiește în acel spațiu? Logic. Adică, nu știu, e altfel discuția, e altfel e procesul logic. De execuție? Și aș putea spune, se spune în România, că, sau în general se spune că lucrarea este așa cum e sufletul omului respectiv. Și într-adevăr așa mi s-a întâmplat de cele mai multe ori. Deci se aplică vopseaua și mă duc la 3 săptămâni, o lună de zile sau când mai ținem contactul și o văd altfel. Asta pentru că omul sfințește locul, eu așa consider. Așa considerați. Domnule Mateiu, fiindcă ați adus aceste vantaje, aș vrea să intrăm puțin în detalii tehnice, să explicăm oamenilor unde anume merită folosite aceste nuanțe și materiale, așa că vă rog frumos să mergem împreună către aceste vantaje și sigur să vedem exact. Începem cu prima bucățică de material pe care vă rog să o luați împreună cu mine și să o arătăm către oameni. Ce conține? Este aplicată pe lemn? Da. Deci vă rog. Toate mostrele pe care noi le avem sunt aplicate pe lemn pentru a fi ușor de transport, deci o chestie foarte bună, care se aplică pe orice suport, vorbim de lemn, sticlă, faianță. Okay. Aici avem shine-ul, se numește, deci este o vopsea pensulată cu sclipiciu respectiv. Toate vopselurile noastre se pot aplica tavan, pereți. Am avut ultima lucrare, a fost chiar pe un tavan, care a mers foarte bine. La noi, la showroom-ul, avem pe negru un tavan. Uh-huh. Deci, în ce intră această culoare, dacă vreți, sau non-culoare, că e un fel de gri cu glitter, cu sclipici, da? În ce intră ea în concordanță cu alte culori din încăpere? Adică dacă acesta este unul dintre cei 4 pereți, cum vom decora ceilalți 3 pereți? Pot să fie culori calde, pastelate sau culori intense, deci, dar lavabil. Simplu. Având în vedere că ea este o nuanță neutră, merge exact. de ambele exact. Tipologii. O să vă rog să punem la locul ei. Mai departe.
Ce vă interesează? Deja mergem la nobilia. Nobilia avem două. Nobilia de lux. De lux pentru că dacă observați, schimbă culoarea din cauza intensității și a tonului de culoare care îl are față de cea nobilia normală. Vă rog, da? Să le punem, să vedem prin comparație care sunt deosebirile. Da, deci asta schimbă culoarea, asta mai puțin se vede aici, dar în lumina soarelui se vede mult mai bine. Aici e nobilia simplă, deci e o textură frumoasă care se aplică cu niște fulgi, zis, de textură albă. Înțeleg că se poartă aceste nuanțe metalice chiar și în dormitor? Absolut. Uh-huh. Absolut, chiar și foarte bine. Având în vedere că aceasta este o nuanță ceva mai specială, diferă și prețul? Adică e ceva mai scumpă decât cea simplă? Deci când vorbim culoare ieftină vorbim aici, când vorbim culoare intensă vorbim aici. În regulă, deci aici... Deci cu cât e mai închisă, cu atât e mai, puțin mai scump, deci nu vă imaginați foarte mult. În regulă. Da, după aceea vorbim de shine, de seduction. Seduction avem același material și următoarea, același material, dar care se aplică de forme diferite. Mai avem una și mai jos, pensulată, papirus, formă de papirus sau efect de mătase. Și deci, culorile sunt asemănătoare, nu doar materialul din care este compusă, văd? Este din același material. Mi-am permis să fac această mostră ca să vadă diferența doar de aplicare, dar culorile pot fi diferite. Bun, dar aici textura este un pic diferită. Este aplicată altfel? Sau cum anume se obține această textură, eu știu, deci ridată, vopsea, dacă vreți. Deci aceeași vopsea care aici am pensulat-o și am dat forma respectivă, dacă observați, aici aceeași vopsea, doar printr-o tehnică anume, dintr-un periaj anume, se ajunge la textura respectivă. Deci, înțeleg din acest aspect că e foarte important modul în care aplicați. Absolut. De aceea se obțin modelele, nu neapărat materialul și vopseaua. Își are partea lui, dar modul de aplicare este diferit. Deci musai trebuie să țineți cursuri atunci pentru această artă decorativă. Sigur. Mergem mai departe. Mergem mai departe și ajungem la vechiul și numitul stuco. Da? Regulă? Da, deci ăsta e stuco. Aici am ales un cachi, dacă am putea un verde spre negru. Dar aici culorile sunt tot la fel diverse, cei care își doresc. Da, deci ăsta e stuco vechi, care toată lumea cunoaște. Aici este aplicat pe plastic? Același lemn, aceeași culoare de lemn care o avem, tot suportul nostru. Deci merge foarte bine. Foarte important de remarcat, pentru a schimba această nuanță, venim cu gletul acela alb și apoi putem Aici este un glet special. Dacă la grosiere e un anume glet, aici este un anume glet care printr-o formă anume, stuco este unul dintre produsele mai dificile. Adică aici sunt 4 sau 5 mâini diferite din același material subțire, faptul ce a dat și diferitele forme și culoare. Și culoarea, efectiv. Da? Deci sunt mai multe mâini, mai multe straturi succesive din același material. În regulă. Mergem pe zona de nisip. Dunele și aceasta merge la mare, în sfârșit. Da, deci are o textură de nisip în care poate să fie mai pregnantă, deci mai mult nisip la un loc sau mai puțin, sau poate să fie de o textură mai fină sau una mai grosieră și nisipul respectiv, plus culoarea respectivă, deci Kalahari. Parte din podea, doar o parte, ar merge amenajată în această formă? Nu știu în privința traficului. Dacă nu rezistă la igienizare sau e mai dificilă din această perspectivă? Da. Nu știu în privința traficului, dar teoretic ar merge, dar în privința traficului nu știu. E rezistent la apă, adică pe acel perete pică un pahar cu apă. Ce se întâmplă cu spațiul? Este semilavabilă. Deci nu afectează neapărat. Pe de altă parte, dacă pică o substanță colorată, nu știu, vin roșu sau cafea. Se poate șterge imediat fără probleme. Se ia, da? Deci se usucă imediat. Bun. Da. Același stuco vorbim acum, dar are o textură mătăsoasă, e mult mai fin la atingere, e mult mai texturat. Deci un alt stuco, veluto se numește. Aici, într-adevăr, avem un material foarte special pe care l-am ochit încă de la începutul emisiunii. Deja are o structură destul de densă și destul de specială. Imită lemnul sau? Noi spunem piatră crăpată. Efectul de zid crăpat. Se aplică un gel special peste baza respectivă, deci peste primerul nostru se aplică un gel special, se întinde materialul și din cauza acestui gel, materialul nostru crapă. Deci aici aș spune că n-am niciodată controlul cum crapă. Da, e adevărat dar că e dacă foarte e interesant. Mai gros, dacă e mai cantitate mai mare, crapă mai mult, dacă e cantitate mai puțină, crapă mai puțin.
Deci să nu înțeleagă telespectatorii că dumneavoastră l-ați făcut asta cu un creion după vopsea. Efectiv, așa vine natural modelul după ce aplicați material. Bun. De aici intrăm în zona Matrix, în care avem 1, 2, 3, 4 modele din același material. Adică o altă calitate de vopsea. Aici vorbim de grosiere. Ok. Da? Dar aici este gletul de care vorbeam la început, în care se aplică și se dă forma respectivă. Sub formă de ciment ca aici, sub formă de garaj ca aici. Să ridicăm și pe acesta să facem garajul, o comparație. Da. Deci textura poate să fie, observați că diferă de la una la alta, dar este același material. Da? După aceea îi dăm culoarea. Teoretic, în pigment se vede un pic strălucitor. Exact. Este un SIDEF care l-are fiecare material. În regulă. Da, și materialul următor, mai sus puțin, acolo. Aici. Ok? Și asta e piatra spartă, cum îi spunem noi, cel mai vândut produs. Deci asta se caută cel mai mult și se vinde cel mai bine. Dar de ce anume caută oamenii acest produs? Sunt foarte obișnuiți cu el. Ca și tendință, ca și brand, e foarte cunoscut. E mai durabil? Nu, e același material. Doar că arată altfel. Pe un perete mare arată cu totul altfel. Se aplică mai greu? Nu. Deci pentru mine aplicabilitatea e la fel. Doar că diferă finisarea, finisajul. Și poate putem spune că într-adevăr e în tendință, se caută cel mai mult. Absolut, din cauza tendinței. Deci aceasta este must have-ul sezonului. Exact. În regulă. Ne apropiem de final și avem aici piatră striată. Cum vă spuneam că am fost provocat de un client să îl pun pe fețele de la bucătărie, de la mobila de la bucătărie, și a ieșit extraordinar de frumos, exact în modelul ăsta și în forma asta. Deci același material sub o altă formă, sub o altă culoare și sub altă textură. Destul de rigid, la atingerea, spune. Da, este foarte rezistent. Dacă încerca să treceți cu unghia, nu se poate. Și? Seductionul cel de sus, care l-am mai avut, dar e sub un alt efect de pensulat. Acesta, aici e pensulat sub un alt efect. Iar ultimul cu care ne mândrim, de fapt, într-adevăr, este un model pensulat, simpluț, dar destul de calitativ din perspectiva nuanței și a materialului. Depinde acum de fiecare. Foarte mulți își au, uitați, când vă uitați în lumină, se vede altfel. Da? Și, sigur, ultimul... Și nu ultimul, și cel mai important și greu. Acesta e gros este, și greu. Da, este varianta în care, dacă avem o baie în care nu vrem să mai schimbăm faianța, primerul nostru este atât de puternic încât, din cauza lui, putem să venim cu orice. Eu am ales aici un material grosier, dar putem să venim și cu cele pensulate. Și atunci venim și cu gelul respectiv, care o să l-am din luna aceasta la vânzare, și atunci îl putem avea direct în zona de duș, în contact direct cu apa, fără niciun fel de probleme. Sigur. A fost așa o demonstrație practică, așa că vă invit din continuare să ne așezăm la discuția noastră. Și mă întorc la profilul dumneavoastră de antreprenor, așa că vreau să vă întreb ce presupune acest business raportat la costuri. Care a fost investiția pe care ați demarat-o în 2016? De obicei nu sunt genul numerelor, deci aș evita să dau o sumă exactă, dar a fost destul de costisitor la început, având în vedere că a trebuit să fac un showroom, a trebuit să fac un stoc, a trebuit să fac o promovare a produsului, pentru că nimeni nu cunoștea Rives, chiar dacă este un produs extraordinar de bun. Desigur și psihică, pentru că orice început e greu, nimeni nu te cunoaște, nimeni nu te știe, dar după 2 ani de zile pot spune că sunt foarte mulțumit de unde s-a ajuns și perspectiva pe care o doresc să fie. Ce înseamnă totuși echipa cu care lucrați? Deci dumneavoastră sunteți omul care veniți în contact cu clientul, dumneavoastră sunteți omul care zugrăvește efectiv. Apoi, vorbim despre colaboratori sau despre agenții externe, ca publicitate și marketing și alți colaboratori care vă ajută în execuția efectivă a vopsitului. Da, deci asta a fost un stadiu până acum în care eu mă ocupam de toate, pentru că era un început. În schimb, începând de anul acesta, se va diversifica și a început să diversifice foarte mult vis-a-vis de dezvoltare, contabilitate, promovare, site, online, offline. Ce înseamnă serviciul de marketing al companiei Rives în acest moment? Este în construcție. Chiar cu Ioana lucrăm acum la vă acest, dezvoltați. Da, la acest proiect de considerați dezvoltare. Că aveți nevoie de strategie de business, dincolo de cunoștințele tehnice pe care dumneavoastră le dețineți, sigur? Fără discuție. Fără discuție. Deci dacă am pornit de la glătieră, cum se spune, am crezut că e suficient să ai un site și să ți se promită să facă o promovare care de fapt nu era.
După aceea am înțeles că de fapt nu e suficient și atunci trebuie un marketing bun, trebuie cineva care să te îndrume și am văzut că în viață ți se dă exact când ai nevoie, de ce ai nevoie. Tocmai Ioana a venit în momentul meu de care aveam mare nevoie. Cum ați descoperit-o pe Ioana? La emisiunea dumneavoastră. V-ați uitat. Deci sunteți un telespectator fidel și vă mulțumesc pentru asta. Și eu mulțumesc pentru emisiune și pentru deschidere. Și ce presupune această, dacă vreți, consilieră pe care dumneavoastră o așteptați? Adică pe ce palieră veți merge? Mă gândesc că pe zona de business, dar ce anume urmăriți prin această strategie? Dezvoltarea firmei. Nu atât în București, ci vrem la nivel național. Deci vreau să fac Rive să fie cunoscut pentru că este un produs bun, un produs de calitate și toți aplicatorii care au venit și au probat și au testat au fost foarte mulțumiți. Care totuși sunt orașele pe care dumneavoastră le vizați pe viitor? Adică, dincolo de București, care sigur că are cea mai mare deschidere din toate perspectivele, unde intenționați să colorați România? În ce puncte ale țării? Sincer să fiu, nu am strategic ceva concret. Sigur, toată România. Deci am câteva contacte care Piatra Neamț, Bistrița, Timișoara, Constanța, dar bineînțeles toate celelalte sunt binevenite. Deci urmează. Și așa cum spuneam mai devreme, atunci când ești pregătit, ți se dă. Și chiar azi am primit un contact din Bistrița, din Piatra Neamț. Există piață la Piatra Neamț pentru astfel de... Oriunde există piață materiale? Pentru așa ceva. Oriunde există. Atâta timp cât este frumos, cât este aplicat frumos și mai mult decât atât comportamentul aplicatorului în relația cu clientul să fie ok, țin foarte mult la chestia asta, atunci va fi totul bine. Ce intenționați să deschideți pe lângă aceste spații? Că mă gândesc că fiecare spațiu deschis în fiecare oraș din România vine la pachet și cu acele cursuri pe care dumneavoastră vreți să le oferiți clienților și colaboratorilor dumneavoastră. Vreau să vorbiți mai mult. Adică la început, când se va deschide o filială în fiecare oraș, veți avea ateliere practice constante sau doar la început? În funcție de necesități, de cerințe. Este o mare nevoie de specialiști. În România, în toate domeniile, este nevoie de acești specialiști. Atunci noi avem și mijloacele necesare și tot ce avem nevoie pentru a pune la dispoziția celor interesați și atunci, în funcție de necesități, de cerințe, suntem la dispoziția lor. Aș vrea să vorbim mai mult despre vopsea și să-mi spuneți de câte tipologii există această vopsea sau dacă vine gata colorată din Italia sau dacă vine ca o bază pe care dumneavoastră urmează să o conturați în definitiv pentru a aplica pe spațiile în cauză. În general, este o bază, dar la fiecare bază are 4 culori bazice. Dar în general este un argento, de fapt este un alb crem, sidefat, care de aici, cu pigmenții respective, ajungem prin catalogul respectiv de culori, putem să-i aplicăm clientului culoarea dorită. Deci, ca să răspund la întrebare, vine sub formă de bază și se colorează. În timp, da. Domnule Matei, eu vreau să urmărim acum împreună cu telespectatorii un material, iar apoi revenim. Suntem în show-ul dumneavoastră și vorbim despre vopseaua decorativă, o inovație pentru lumea designului de interior, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră importați un brand din Italia și veniți cu produse foarte speciale. Spuneți în care sunt tendințele în materie de vopsea decorativă pentru o locuință de vis. Ne adresăm atât spațiilor comerciale cât și spațiilor publice, private. Putem vorbi despre dormitoare, sufragerii, vorbim de perete de contrast, deci nu vorbim de pereți întregi. Ne adresăm de asemenea pentru spațiile comerciale, spa-uri, fitness, hoteluri, restaurante, aici da, putem vorbi de pereți întregi. Și aici putem adăuga texturi, putem adăuga culori, putem adăuga tot ceea ce poate scoate în relief ceva distinct, ceva deosebit. De aici colaborăm și cu designerii și atunci putem scoate ceva într-o aplicare bună, putem scoate ceva frumos. Am revenit și în continuare stăm de vorbă cu antreprenorul Gabriel Mateiu. Domnule Mateiu, vreau să discutăm mai mult despre zona de promovare și zona aceasta pe care dumneavoastră o urmăriți pe termen lung, ca o consolidare a afacerii dumneavoastră. Și din câte am aflat, dumneavoastră sunteți membru într-o organizație de business denumită BNI. Vorbiți-mi, vă rog, pe larg despre acest subiect. E frumos să vorbesc despre BNI, pentru că BNI a fost o cotitură spre bine, dacă aș putea spune, în viața mea. De la stadiul în care eram atunci, în care credeam că e suficient să ai un site, în care să ai o promovare și atât și aștept să vină clienții, după aceea mi s-a propus vină un BNI.
Ok, am spus, ce e asta? Deci, ok, vino și să vezi. Este o organizație internațională? Exact. Sau? Nu, este o organizație internațională bazată pe referințe. În regulă. Deci dumneavoastră v-a recomandat cineva, deci la recomandarea unui prieten, să zic, ați intrat în acest club de business. Exact. În regulă. Deci acolo mergem și ne prezentăm business-ul fiecare și totul se decurge pe bază de referințe. Ok, nu doar tu, ci și agenda ta. Deci eu nu cunosc pe nimeni, dar uite, cunosc pe Cutărescu sau cunosc un arhitect sau un designer care pot să ți recomand, chiar dacă direct cu tine nu am nimic de a face. Tu ești din IT, ești din, știu eu, din alții. Deci avem toate domeniile sau foarte multe domenii care vin. Dar pentru mine a fost o chestie de cotitură, pentru că în privința afacerii a fost ok, că mi-a deschis foarte mult perspectivă. Ok, trebuie să ai și asta, trebuie să ai și marketing, trebuie să ai și asta și asta. Deci mi-a deschis un nou orizont, dar și în privința personală. Deci am putut să vorbesc, am știut să vorbesc, cum să vorbesc, ce să vorbesc, și asta m-a ajutat să cresc foarte mult. Așa v-ați dat seama că de fapt aveți nevoie de o strategie. Absolut. Dar succesul a fost și înainte de intrarea în acest grup? Adică ați avut clienți, totul a mers destul de bine, doar că pentru extindere... Ea ajunsese la un nivel în care am spus ok și de aici mai departe ce. Exact cum a fost nivelul în care am ajuns în BNI, ok, este ok și mai departe de aici ce. Și ați venit dumneavoastră cu emisiunea, cu marketingul. Și fiecare etapă a vieții se pare că este așa. Ajungi, te duci, te dezvolți și acum ce? Dar îți vine o altă provocare. Și la BNI dumneavoastră țineți o prezentare despre dumneavoastră și despre compania proprie, astfel încât? Ceilalți cunosc despre ce este vorba și îți dă recomandare. Ok, eu cunosc. Deci, intri, te recomanzi, spui Cutărescu, reprezint firma Ribes, facem asta. Aș dori recomandările voastre despre arhitect și designer, ce mă interesează pe mine. Și atunci fiecare spune, ok, eu cunosc un designer, eu cunosc un aplicator. Și atunci... Din câte știu, faceți angajări, așa că dacă simțiți nevoia, vă rugăm să invitați să aplice la jobul dumneavoastră. Sigur că da. Ce anume căutați? Adică de ce să vină oamenii în echipa Rives? Perspectiva extinderii ne interesează aplicatori zonali în care... În urma contactelor care le avem și comenzilor online pe care le vom primi, să direcționăm către ei. Colaboratori de vânzare, dacă au un, să zicem, un material de magazin de materiale de construcții în care pot avea un mostrar, în care lumea să vină să vadă, oh, ce e asta, uite asta, să ne recomande și să vindem materialul, plus agenți de vânzări care ar fi interesați să colaboreze cu noi în această extindere. Din perspectiva aceasta, aveți colaboratori sau doar dumneavoastră vă ocupați efectiv de relația cu clienții? Momentan doar eu. De asta vă spuneam, acest început doar eu, dar nu din partea egoistă, ci pur și simplu asta a fost până acum, dar acum va fi mai mult. Deci simțiți nevoia de o echipă. Și la BNI v-ați găsit colaboratori sau viitori clienți? Foarte mulți. Foarte multe contacte, foarte mulți prieteni, chiar mi-am făcut foarte mulți prieteni în BNI One și țin să le mulțumesc pe această cale. Să înțeleg că sunt mai multe clase acestei organizații. Da, în București sunt vreo, dacă nu greșesc, vreo 7 sau 8. Și insist pe acest subiect, că poate sunt oameni care vor să vă cunoască direct și să vă întâlnească la aceste ședințe, așa că vă rog să ne spuneți în care zi a săptămânii mergeți la întâlnirea BNI și unde anume. Întâlnirile noastre BNI One sunt miercurea dimineața de la 8 la 10 jumătate la Hotel Continental în București. Piața Victoriei, da. Este o întâlnire care durează câteva ore. Cam două ore. În care există socializarea de afaceri. Socializarea respectivă, în care ne prezentăm, vedem alte prezentări și ne dăm referințele de rigoare. Și care este condiția pentru integrarea în acest grup? Este un card de membru și ar trebui să rămâi în grupul respectiv timp de un an sau care este perioada limită? Prima dată ești invitat, deci ești în postura de invitat. Ai voie doar o dată la 6 luni, într-un singur grup. Dar sigur că poți să mergi în toate celelalte grupuri, pentru că trebuie să-ți găsești locul, trebuie să-ți găsești unde te simți bine în grupul respectiv, plus că dacă eu, spre exemplu, intru într-un grup și mai este altcineva cu aceleași vopseluri, atunci intervine conflict de interese. Și atunci recomandarea este să meargă la un alt grup. Da? Deci asta în privința timpului. Înseamnă în fiecare miercuri să fii prezent și după aceea alte cheltuieli adiacente. Avem așa o întâlnire creativă și trebuie să vă întreb dacă mergeți la târguri de profil, la târguri de imobiliare, acolo unde să vă expuneți eventual produsele, să intrați în contact sigur cu oameni care, fie persoane fizice care își doresc o culoare în casa proprie, fie cu dezvoltatori imobiliari eventual. Sincer să fiu, nu a fost până acum, dar este una din prioritățile următoare.
într-adevăr, pentru dezvoltarea care o văd, trebuie să fie cât mai multe, trebuie să mai multe contacte și cât mai mult să fii vizibil în această piață. Consider că în cariera dumneavoastră aveți așa un element de know-how, adică poate fi un client străin venit la un târg național, dar în România, care să vrea să lucreze cu dumneavoastră, nu neapărat din perspectiva vopselei, da, companiei Rivesc, că până la urmă internațional și poate fi comandată în orice țară, ci efectiv pentru calitatea muncii dumneavoastră. Contează foarte mult, face diferența un specialist, aplicator, pentru calitatea finală, sigur, a produsului. Fiecare lucrare este un unicat, pentru că depinde de momentul respectiv, cum te simți. Este, de fapt, eu am numit-o artă decorativă, pentru că nu știi niciodată ce iese. Bineînțeles că știi ce iese, dar nu știi niciodată finalitatea, pentru că este altceva de fiecare dată. Adică nici dumneavoastră nu știți rezultatul final? Ba da, rezultatul spunem piatră spartă. Știm că este piatră spartă, dar vorbim de modelul respectiv, exact, așa cum arată. De culoare. Culoarea respectivă, așa cum va apărea în final, pentru că e un joc de culori. Niciodată nu iese la fel. Deci întotdeauna spunem clientului că el are, de fapt, o operă de artă, un unicat. Pentru că asta este, de fapt. Din vopseaua dumneavoastră. Da. Știu de asemenea că dumneavoastră intrați și pe o zonă de mobilier, dar vreau să detaliați exact cu ce materiale lucrați, ce anume vom include în acele obiecte pe care noi o să le vedem în timpul acestei discuții. Și care este ideea? Să intrați pe o zonă mai largă a designului de interior, nu doar să colorați peretele, ci efectiv să aduceți la pachet și mobilierul? Asta e un proiect de suflet. Un proiect care se va derula anul acesta, va începe să se deruleze anul acesta și chiar un proiect foarte frumos, vorbind de mese de epoxy, sau mai bine zis, lemn îmbrăcat în epoxy. Care imită sticla? Sticla, transparent. Uh-huh. Deci vorbim de o masă în care e incorporat câteva bucăți de lemn, diferite texturi, diferite forme și atunci se dă iar o chestie de unicat. Îmi plac lucrurile unicate. Și dumneavoastră efectuați asta da, de la... Da. De la cap la coadă, exact. Adică dumneavoastră luați bucățica de lemn? Exact. Pe care... Deci se face un șablon prima dată, se așează forma lemnului, se toarnă acest epoxy, care lasă să se întărească 24 de ore, se scoate din șablon, se șlefuiește sub mai multe forme și rămâne acel luciu ca de sticlă. Dar întotdeauna în interior avem o infinitate și o enormitate de posibilități. Și de asta mă bucură și îmi place. Îmi place decorativa, îmi plac mesele, pentru că îți dă posibilitatea să fii creativ, să faci altceva. Și doar mese? Nu știu, poate face și tablouri? Da, și tablouri, și scaune, și măsuțe de cafea, și bibelouri, și tot felul de lucruri se pot face. Este o infinitate. Chiar și de masa tăcerii? Reproduce într-o anumită formă. Sau cu mințenia pământului, după caz. Încercăm, da. Sigur că da. Deci brâncul și aici la București, da, lângă mine. Care ar fi totuși tendințele în acest business? Adică cât de mult va evolua piața din România pe această artă decorativă? La ce să ne așteptăm? Vor exista mai multe firme concurente? Nu știu, vă e teamă că odată cu participarea la aceste târguri veți da idei? Deja sunt firme pe piața românească, dar nu, n-aș putea spune. Deci noi, ca și vânzători de vopseluri decorative, intrăm în contact în anumite vopseluri, nu în întreaga gamă. Deci fiecare își are gama lui, își are felul lui de a expune, felul lui de a aplica. Că ne intersectăm în anumite vopseluri, da, dar n-aș putea spune că este o competiție. Iar dacă mă întrebați de viitor, aș putea spune 2018 și îmi place să cred, 2018 extindere în toată țara, 2019-2020 producția Rivesc în România. Ceea ce mă va face lider de prețuri în România, de prețuri foarte bune. Să înțeleg că dumneavoastră intenționați să fabricați și vopseaua? Exact. Pe viitor? Deci să vină Rivesc să producă în România. Cu o fabrică independentă de showroom-ul actual? Independentă de showroom-ul. Deci... Independentă de spațiul pe care dumneavoastră îl aveți. Deci vă doriți lansarea unei fabrici. Deci... Adică dumneavoastră vă doriți o franciză a Rivesc, de la A la Z, inclusiv cu produsele pe care ele fabrică. Nu știu dacă o franciză sau chiar fabrica lor să vină să producă în România, pentru că dacă vorbim din perspectiva costurilor pentru ei, ar fi mult mai ieftin să producă în România decât în Italia. Din ce perspectivă? Economic. Financiar. Adică mâna de lucru este mai ieftină decât în Italia, ingredientele, mă gândesc a taxelor. Deci fiscalitate. Fiscalitate. Cu toate aceste schimbări, dumneavoastră considerați că România e un loc mai bun decât Italia? Încă, la producție, da, încă se mai poate face ceva. Aveți informații, dacă spuneți până în 2020, după încă, ce se va întâmpla după 2020?
Nu știu dacă după 2020, doar am spus 2020, varianta în care aș vrea să aduc Ribes în România să producem aici. Și prin asta, repet, cred că voi fi lider de piață ca și preț scăzut, privință materială. Din perspectiva unei analize, oricum sunteți cam liderul de piață, în sensul în care sunteți printre puținii care decorează efectiv cu vopsea. Și unic distribuitor. Și unic distribuitor și mai mult decât atât, aveți niște prețuri extraordinar de corecte raportat la calitatea pe care dumneavoastră asta ne dorim oferiți. Și asta vrem să fie. Dar totuși aveți mult de câștigat, având în vedere că mențineți această limită de preț foarte scăzută. Că știți cum e, dincolo de faptul că sunteți implicat pe acest lucru manual, urmăriți și profitul fiind antreprenor. Este un produs care se vinde foarte bine, este o marjă de câștig rezonabilă, n-aș putea spune nici foarte mare, dar nici pierdere, este o marjă rezonabilă și de aici îmi permite și plăcerea de a aplica și plăcerea de a vinde. Și atunci, îmbinându-se amândouă, sunt mulțumit. Sunteți un antreprenor răbdător? Ai nevoie de răbdare într-un început. Poate pentru că aveți și această zonă artistică destul de mult deschisă. De creare, da. Deci în creație ai nevoie de liniște, de pace, de împăcare cu tine însuți, să știi ceea ce vrei, ceea ce îți place, ceea ce îți dorești în viitor. Și așa cum spuneam și mai devreme, atâta timp cât înțelegi că totul decurge sub forma unui plan, că cineva coordonează totul în lumea asta, atunci nu faci altceva decât să te pui acolo, să aștepți, ești pregătit și se dă. Nu ești, mai așteaptă. Și atunci ok. Ești mulțumit oricum. Sunteți un antreprenor optimist? Da. Și tind să cred că trebuie să fii optimist ca să reușești. Indiferent. Dar, totuși, putem spune că această artă decorativă și mai exact meseria dumneavoastră de a colora pereții, în definitiv, poate fi înrudită cu pictura? Poate fi rudită cu pictura. Am râs pentru că de multe ori m-am gândit să pictez, dar niciodată nu mi-a reușit. De ce? Deci întotdeauna au ieșit cu totul altceva decât mi-am imaginat. Și atunci am zis că ok, nu e timpul sau nu e locul. Dar decorativ, vorbind de vopselele decorative, e altceva decât pictura. Pictura mi se pare altceva, se reliefează pe un chip. Trebuie să-i dai culoare, trebuie să-i dai formă. Credeți că nu poate fi și abstract, în sensul în care aruncate mai multe nuanțe sau, eu știu, mai multe culori să iasă ceva interesant? Ba da. Adică un pictor, credeți că are la bază o imagine clară sau doar o sursă de inspirație la care, în definitiv, ajunge unde dorește? Acum, dacă vorbim de pictori în general, e ok. Dar eu să mă duc să-i arunc unui vopselul pe perete, nu știu de cine mă primește. Eu mă gândeam așa ca o demonstrație pentru showroom-ul dumneavoastră, pentru că am fost în acel showroom și, într-adevăr, arată ca o galerie de artă, da. A spune. Adică chiar ar putea fi strecurate și anumite tablouri, marcă proprie Rives. Am să iau în considerare acest proiect și această provocare, să vădem ce poate ieși. Nu. Iar dacă urmări zona de profit, știți cum e, tablourile se licitează foarte scump, așa că aveți șanse să investiți și mai mult pe viitor în acest segment. Mai vorbiți-mi puțin, vă rog, despre culori, pentru că, într-adevăr, acum suntem într-un sezon rece, de toamnă-iarnă, dacă ne raportăm la case. Acum, cred că aceste tendințe în materie de culori și materiale țin foarte mult și de zona în care se execută lucrarea. Adică, de exemplu, pentru casele de la munte, ce recomandați? N-aș merge doar pe faptul că e munte, ci întotdeauna avem întregul context. Ok, casa este la munte, dar în camera respectivă ce mobil avem? De unde vine lumina? Cât de multă lumină avem? Sunt mulți factori de care ținem seamă. De aici colaborăm foarte mult și cu designerul, pentru că designerul cunoaște foarte bine proiectul de la început al casei respective. Dar întotdeauna găsim o soluție optimă pentru fiecare. Adică dacă clientul vine și spune, uite, îmi doresc asta. În primul rând, poate strâmb din nas sau nu în sinea mea, pentru sigur. Că nu-mi permis să fac asta în fața clientului, dar îi spun punctul meu de vedere prin experiența mea. Uh-huh. Și atunci el ține cont sau nu ține cont de recomandarea mea. Dar încercăm și întotdeauna am avut mulțumirea să ajungem la un numitor comun în care și el a fost surprins de ce a și putut să iasă. Și clientul, și dumneavoastră, exact, și arhitectul. Exact, pentru că așa. Este un cumul de mai mulți factori, exact. Pentru ca rezultatul să fie spectaculos. Țineți cont cumva și de personalitatea omului care locuiește în acel cămin? Adică dacă e un om politic, dacă e un om, dacă e un artist, de exemplu, contează foarte mult și stilul de viață absolut. A persoanei respective? Absolut. Bineînțeles, asta înseamnă să cunosc puțin persoana. La prima vedere, întotdeauna mă înșel, recunosc. Dar, desigur, pentru persoanele matematice, merg culorile foarte gri. Pentru persoanele calde, culorile calde. Deci, întotdeauna când vine și vede showroom-ul, îmi spune, vreau culoarea aia.
Și atunci îmi dau seama cam ce, în ce direcție îi place. Și atunci, din perspectiva lui, îi ofer varianta care îi e și mai aproape. Știți de ce v-am întrebat de zona montană? Pentru că eu mă gândesc că nu e ca în orice altă palieră a tendințelor. Adică, sigur că toamna și în sezonul rece probabil se recomandă culorile mai sobre. Și vara, sigur, în primăvară, culorile mai calde, care sigur fac trimitere la natură, la mare, la cer, sigur că da. Dar, de asemenea, aș lua o zonal, de ce? Muntele înseamnă iarnă și frig, în definitiv. Mai departe, pe către zona de mare, ce anume recomandați în materie de texturi și nuanțe? Zona de mare, albastru. Merge foarte bine. Doar albastru? Bine. Sau mai multe varietăți de albastru? Varietăți din albastru. Adică dacă intrăm în catalog și o să vedeți în pagina noastră rives.ro imagini cu, de unde se poate descărca catalogul, atunci la culoarea respectivă deja avem 4, 5, 6 variante de culoare. De la închis la deschis. Asta vă și spuneam că prețul e în funcție de intensitatea culorii. Deci cât e mai clar, mai ieftin, cu atât e mai puțin pigment, cu cât e mai mult pigment, care e mai scump, e mai scump prețul. Dar asta nu diferă foarte mult. Dar ca idee. Sigur că întrebarea emisiunii nu vă poate ocoli pe dumneavoastră și trebuie să ne spuneți cum simțiți că activitatea dumneavoastră ajută societatea. Culoare. Lumină. Culoare și lumină în și casa schimbare? Dumneavoastră. Și schimbare. Schimbare mai ales. Acesta să fie sloganul dumneavoastră? De ce nu? Culoare, îmi lumină place și schimbare. Adică, de îmi fapt, place schimbarea vine prin lumină și lumină culoare. Lumină și culoare. Asta înseamnă că ai sufletul deschis, înseamnă că poți să gândești optimist, încrezător în sine și, de ce nu, toate drumurile sunt deschise pentru tine. Interesant, cu rime. Rămân în zona aceasta spirituală și vă întreb dacă simțiți că meseria v-a ales pe dumneavoastră sau dumneavoastră ați ales meseria? Cred că meseria m-a ales pe mine. De ce spuneți asta? Pentru că mă consider un sensibil și atunci, într-o meserie ca asta, ai nevoie de căldură, ai nevoie de liniște ca să aplici această vopsea. Și de multe ori mă surprind pentru că îmi spun ok și acum ce? Și încerc altceva nou. Și iese extraordinar de frumos. Și atunci ce poate să fie altceva decât inspirație? Totuși, dacă ați luat-o de la început, ați mai parcurge acei ani, 10 ani, sau cât ați stat în Spania, ca apoi să veniți în România? Și chiar așa, de ce România? România este un nou proiect din viața mea. Un alt pas. S-a încheiat Spania, s-a încheiat Danemarca, aici a venit România cu o altă provocare. Dacă mulți se spuneau că nu se poate, într-adevăr, în anumite circunstanțe nu se poate, dar totuși sunt posibilități și sunt posibilități și posibilități în România. De a dezvolta o industrie creativă, de a face exact afaceri, ce anume vă atrage efectiv la România sau faptul că e acasă? Acasă mă simt legat de acolo unde se poate dezvolta o afacere. N-am fost niciodată legat de un loc anume. Ok, este România, probabil că și de asta m-am integrat foarte bine acolo unde am fost, pentru că m-am simțit acasă acolo unde am fost, și în Spania și în Danemarca. În schimb, România a pornit cu alte perspective, cu alte provocări. Având în vedere că e limba maternă, având în vedere că sunt multe cunoștințe vis-a-vis de oameni care m-au ajutat foarte mult, s-a pornit cu aceste planuri. Și atunci am spus, de ce nu? Hai să vedem ce se poate face. Acum, sigur că România, din multe perspective și mai ales de business, are multe oportunități, dar are și anumite riscuri. Dacă vreți puncte pozitive forte și puncte negative, nu pot să nu vă întreb care au fost provocările masive de care v-ați lovit în desfășurarea activității dumneavoastră. Da. Dacă e să ne gândim la birocrație, e unul dintre lucrurile care mă deranjează cel mai mult. După aceea, fiind obișnuit în Danemarca, în care totul se făcea online, deci tot ce aveai nevoie se făcea online de acasă, aici trebuie să iei cozile la rând și după aceea știți cum este. Ai, nu ai, te întorci, iar aceeași coadă ca să rezolvi o singură problemă care ai putut să rezolvi în 2 minute de acasă. Poate că se dorește contactul cu oamenii, nu știu ce să spun. Aș prefera nu contactul ăsta. Poate, într-adevăr, chiar suntem o țară cu un grad de spiritualitate ăsta ridicat. Dar îmi place contactul cu oamenii, îmi plac oamenii, dar nu în sensul ăsta. Nu să stau la coadă. Nu. Pentru niște chestiuni care se pot rezolva se face de la distanță. Domnule Mateiu, ne-ați colorat această seară și vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Și eu mulțumesc. A fost o seară frumoasă și vă mulțumesc pentru invitația de astăzi. Tare mult, vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră 20, aici la 7 TV. Să aveți o seară bună!